Ați auzit că România ne ajută cu noi cu gazul, curentul, electricul, renovarea grădiniților? N-am când ascultat. Nu, ei pe noi ne ajută cu gazul, curentul, electric, au renovat grădinițe în sate. Și noi avem o petiție care o trimitem în România, la deputații din România, și îi mulțumim pentru faptul că ne-au ajutat și cerem în continuare asistență cu apărarea comună față de agresiune din Rusia, ca să menținem pace și liniște în țară, investiții să vină din Occident pentru a crea locuri de muncă, mai ales în mediul rural, infrastructura să fie dezvoltată, drumuri, apă trasă, canalizare, ajutor cu pensiile și leacuri pentru bolnavi și lupta cu corupția și birocrația ca să dezvolte țara mai repede. Ați fi de acord să semnați așa o petiție? Nu semnez nici când ajung la lecuire, apoi în loc să fie la invalid, și degeaba, dar e eu încă mai scump. Să zic că nu, nici la n-ai destul. Faptul că România ne ajută, asta e una. Și ne ajută. Tot pe ei care mănâncă degeaba, tot pe dânsii ajută, nu țara. Nic ne-a ajutat în ultimii ani foarte mult cu grădinițe, cu gaz, cu curent electric. Cu mosc. Noi avem o scrisoare care o trimitem în Parlamentul României și cerem pe lângă toate ajutoarele care ei ne-au dat, mai cerem în continuare apărare comună față de agresiunea din Rusia ca să menține pace și liniștea în țară. Investiții să vină din Occident, cum vin în România, pentru a crea locuri de muncă, mai ales prin sate. E bun proiect. Infrastructura să fie dezvoltată, drumuri, apă, trasă, canalizare, ajutor cu pensii și leacuri pentru bolnavi și lupta cu corupția și birocrația ca să dezvolte țara. Da, asta e normal. Ați fi de acord cu senatul asta? Da. Cum? Gastronomia, cultura și dacă cunoașteți mulți ultimii ani cu renovarea grădinițelor, cu gaz, curent electric. Și noi avem o scrisoare care cerem în continuare cu apărarea comună față de agresiunea din Rusia ca să menținem pace și liniște în țară, investiții să vină din Occident, din România pentru a crea locuri de muncă, mai ales în sate, infrastructura să fie dezvoltată, drum, apă, trasă, canalizare, ajutor cu pensiile și leacurile pentru bolnavi și lupta cu corupție și bine, să se dezvoltă în țară mai repede. Ești de acord?